Salut, sunt Vanotech și urmăriți criticarat.ro. I would bring a pain into your soul. Cu ani în urmă nu credeam că vreodată o să ajung la Eurovision. A fost o chestie de moment, am înscris piesa cu ultima jumătate de oră înainte să se termină înscrierile și am ajuns acolo. Mom, I'm coming home. Mom, I'm coming home. Mi-a plăcut piesa din start, de când am făcut-o. Și credeam că o să aibă succes. Și mă bucur că se deschid noi drumuri, este un gen muzical nou pentru România. Pentru alți artiști mai tineri care vin din spate și îmi doresc foarte mult să se schimbe treaba în anii ce urmează. I have seen those young men losing hope. Finally I've built my heart from stones. Mama coming home. Sunt născut în Republica Moldova și de 20 de ani locuiesc în România. Am venit prima dată în România în 95 să fac liceul de muzică la Iași, liceul de artă Octav Băncilă. Am stat în Iași 11 ani și după am venit în București. I would bring pain into your soul. Telling what I've been through this long road. Am început să fac prima piesă comercială, cred că în 2007. Până atunci făceam muzică, dar nu era foarte comercială, făceam chill-out și făceam damblaua. După care am realizat că trebuie să mai fac și altceva care să mă facă cunoscut ca producător, că nu aveam atunci vreun gând să fiu artist. Și am început în 2007 să fac prima piesă comercială care a fost pe radio, a fost la Studio One, o trupă care nu știu dacă mai există, acum se numește Sasha Lopez. După asta au urmat Tom Boxer, A Beautiful Day, Antonia, Rob Zizon Fire, Dan Bălan, Cica Boom, DJ Sava, Corina, Fete din Balcani, Anda Adam, nu mai știu, mulți.